Le mulțumesc, le mulțumim domnilor Marius Vasilean, Daniel Suceanu, Andrei Grigoreanu, Radu Pina, autorul filmului, domnul Ivan Cartel, care a mobilizat această echipă, să spunem așa. Mulțumim de asemenea a protecției Andrei și cel Vasile Popescu, pentru prezența de fiecare dată alături de noi la sediile noastre culturale comunicești. De asemenea, lui Dan Cristea, care de fiecare dată cu băieții săi asigură sonorizarea. Aș cita de prietenul Roman Vraga, care spune la un moment dat că isicasmul era metoda de vindecare a nebunii omului modern. Și drama omului modern o regăsim și noi în viața noastră, și anume, zice așa, drama, a cărui drama este fuga de sine, fuga de confruntarea cu Dumnezeu și amințeala în migrația lucrurilor din afară. Adăjuim că asemenea seri în, nu numai la amintirea, nu în comemorarea, dar împreună cu membrii Duhului Aprins, care probabil la un moment dat vor fi, ei sunt în inima noastră, ei sunt niște icoane, așa cum domnul Daniel Suceanu a vorbit atât de frumos despre icoana lui Alexandru Mironescu, dar și părintele Daniel Sandru Tudor, care este un martir, și ceilalți membri ai Duhului Aprins, părinți, curioși, mărturisitori, pe care rugăciune se întemeiază, așa cum s-a spus și în film. Se întemeiază această cultură concretizată în poezia mistică, concretizată în opera literară, dar mai ales în viața duhovnicească, pentru că așa cum s-a spus, și mă bucur că domnul Marius Vasileanu a făcut această remarcă. Da, părintele Petrone Tănase era matematician, avea două facultăți. Trei licențe, da? Și de asemenea și ceilalți. Dincolo de toate acestea, Rugul Aprins este, într-adevăr, o întâlnire a elitei intelectuale cu duhovnicii mari, duhovnicii unii care erau deja, erau foarte tineri atunci, foarte tineri, oricum tineri, și cred că această întâlnire trebuie să aibă loc în continuare în biserică. Și așa cum domnul Andrei Vizionarul a remarcat, cât de important este să ajungem la această întâlnire, la această comuniune și la această prietenie. De aceea vă mulțumesc celor care ați avut răbdarea de a participa la această seară până la final. De altfel, noi, așa cum spunem de fiecare dată, am conceput aceste seri ca seri de priveghere. Privegherea întotdeauna ține mai mult și înseamnă mai multă răbdare și rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze, urmează să vădă la patimilor sau pătimirilor și, de asemenea, să ne dorească Dumnezeu bucuria pascală cu Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Ioan Gură de Aură, semnată pascală, a înviat Hristos și moarte nu mai este. Vă mulțumim! Doamne ajută! Tinerii ecologi să cântăm cuvinte separate la cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericit.
Să-L faci, ca să ai de oameni, totdeauna, și cu urea și cu vece, 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 vece,